În primul rând, vreau să spun că și miniștrii pe care îi schimb și-au făcut în mare parte treaba, au la fiecare din cele patru ministere pe care le-am citat, sunt lucruri care au progresat bine, doar că, v-am spus, vreau un nou imbold, un nou impuls. Prioritatea miniștrilor, noilor miniștri pe cele patru domenii vor fi tocmai aceasta, să accelereze livrarea de rezultate pe proiecte care au fost începute și care, din punctul meu de vedere, nu au avansat suficient de rapid. Deci, pe de o parte, accelerarea acestor proiecte și, pe de altă parte, vreau să vină și oameni cu un suflu nou, cu un mod de abordare un pic diferit, care să permită valorificarea timpului pe care îl mai avem la dispoziție pe câteva lucruri pentru care guvernul s-a angajat.